Salutare, eu sunt Teodor Voicu, sunt front-end developer la Odoweb din vara anului trecut. Am pornit printr-un internship de 3 luni, iar din ianuarie anul acesta am început să lucrez cu Volto. În continuare vă voi prezenta o parte din experiența mea în lucrul cu această aplicație. Task-ul pe care vi-l prezint este acela de a crea un carusel în care sunt vizibile trei imagini, iar imaginea curentă este full color, celelalte fiind grayscale, imaginea curentă tot timpul fiind aici, în partea stângă. Pentru a crea acest carusel m-am folosit de Swiper.js, o librărie care ajută la crearea de componente de tip carusel. Am făcut importul acestei librării, l-am făcut în mod asincron. Importul este făcut și el la rândul lui cu ajutorul librăriei Loadable. Am făcut acest lucru pentru a reduce consumul de resurse și implicit o performanță mai bună. Inițial, când am făcut acest carusel, am făcut o singură componentă Swiper care afișa cele trei imagini. Aveam o navigare prin ele prestabilită din librăria Swiper, însă era o problemă atunci când încercam acest loop infinit, când se ajungea la ultima poză și trebuia să trecem la prima poză. Vizual nu arăta satisfăcător. Atunci am găsit soluția de a face trei componente Swiper. Practic fiecare imagine de aici este un carusel în sine. Este un swiper, este o componentă swiper. Unde primul swiper are initial slide 0, următorul are initial slide 1, iar cel de-al treilea, ultimul, are initial slide 2. În continuare am creat o referință pentru fiecare slider cu această funcția onBeforeInit, folosindu-mă de hook-ul useRef. Practic, vedem aici că am definit swiper-el și preview-el cu useRef. Și mai departe, atunci când avem mai mult de o poză, înseamnă că vom avea nevoie și de al doilea carusel, de acesta. Și definim acest preview-el, această referință ca un array. Și în caz că există acest preview-el, practic asignăm swiper-ul pe elementul cu index 0, iar pentru al treilea swiper îl asignăm ca element cu indexul 1. Deci, practic, acesta va fi swiper-el, preview-el de 0 și acesta preview-el de 1. În legătură cu navigarea prin carusel, inițial aveam definite funcțiile de navigare și erau practic definite în librăria Swiper. Însă după ce am făcut fiecare imagine, fiecare slider ca o componentă separată, Swiper,
A trebuit să fac funcții care se apelează pe un click pentru butonul de dreapta și butonul de stânga. Funcțiile arată în felul următor. Practic pe acest element, pe swiper, se aplică slide prev, care este o funcție definită în libreria swiper. În cazul în care există preview L de 0, adică swiperul numărul 2, atunci se aplică această funcție slide prev și pe el. În caz că există și swiperul 3, adică preview L de 1, acesta, atunci aplicăm slide prev și pe acesta. Apoi setăm și swiper-ul curent, state-ul de swiper curent. La fel facem și pentru butonul de dreapta, numai că funcția va fi slide next în loc de slide prev. Ok, mai avem și câteva cazuri cu clase de CSS care se aplică în funcție de câte imagini avem de afișat. Dacă avem o singură imagine, vom avea clasa one slide, două imagini two slides, mai mult de două imagini, vom avea clasa three slides. Le putem și vedea aici. One slide. Bun, în cazul în care avem o singură imagine, atunci aceasta va fi pe width de 100%, va fi practic pe tot containerul. Am testat și practic se dă zoom in pe poză astfel încât să nu o deformeze. În cazul în care avem două imagini de afișat, fiecare imagine va ocupa 50% din container. Pe mobile va ocupa 100%, va fi doar o imagine, a doua va fi ascunsă, adică nu va fi afișată. În cazul în care avem 3 imagini, atunci fiecare va ocupa a treia parte din container. Pe tabletă se vor afișa două imagini, fiecare va ocupa 50% din container. Iar pe mobil va fi afișată o singură imagine, celelalte două vor fi display none. Ok. Pentru a înțelege mai bine ce urmează să explic, am desenat o schemă, practic am simulat elementele pe care le avem în pagină, și avem așa, să zicem că asta este fereastra noastră, acest dreptunghi. Putem să presupunem că suntem pe o rezoluție Full HD la 1920 de pixeli și avem așa, avem toolbar-ul acesta care este prezent în Volto. Avem un scrollbar, un container, adică fiecare bloc este practic încadrat în acest container. Iar acest container este centrat practic între toolbar și scrollbar. Caruselul nostru trebuie să arate așa, adică practic să pornească de la jumătatea containerului să se ducă până în scrollbar, dar practic nu trebuie să fie acoperit de scrollbar, adică nu vrem ca scrollbarul să acopere această zonă din carusel. În această zonă avem textul care se încadrează în container.
Însă problema apare pentru că vrem ca acest background, să se extindă practic la infinit atunci când dăm de exemplu zoom out, adică vrem să iasă din container. Altfel, el în mod normal, el ar fi în mod normal, el ar fi colorat doar pe dimensiunea containerului. Însă nu vrem asta, vrem ca el să iasă din container la infinit și pentru a face asta a trebuit să fac un styling mai complex pe care îl voi prezenta în continuare. În continuare voi detalia CSS-ul acestui carusel, care, după cum se vede la o rezoluție Full HD, ar trebui să ocupe jumătate din ecran. Putem să vedem și în browser, de exemplu, dacă rezoluția scade, el ocupă în continuare jumătate din ecran. Însă dacă rezoluția crește, adică dacă am dat un zoom out, el practic nu mai ocupă jumătate din ecran, pentru că avem un max width, un width maxim de 960 de pixeli. În cod, asta este calculat în felul următor. Practic, aceasta este clasa caruselului. Și avem acest mixin cu un parametru de 960 de pixeli. Acest mixin, half width, îl putem vedea implementat aici. Practic, width-ul este page half width, și acest page half width este practic jumătate din viewport, din care scădem jumătate din offset. Offset-ul, în cazul nostru, reprezintă suma dintre width-ul scrollbarului și al toolbarului. Și atunci, practic, noi avem acest breakpoint de 960 de pixeli. Rezoluție până la care caruselul nostru ocupă jumătate din ecran. În continuare, voi detalia cum am făcut ca acest background să iasă practic din container. După cum se vede, putem da zoom out la infinit și el se extinde la infinit. În mod normal ar fi trebuit să coloreze doar acest container, doar până la limita lui de unde începe. Acest lucru în cod arată în felul următor. Avem containerul părinte al bannerului, iar CSS-ul îl putem vedea aici. Am aplicat acest before pe care îl putem vedea before îl putem vedea implementat aici. Vedem background color-ul. Și practic acest before ne ajută să punem în spatele containerului nostru acest background. Și avem și acest mixin de full width pe care îl putem implementa în mai multe moduri. Unul dintre moduri ar fi în felul următor. Practic width-ul îl putem calcula ca 100 view width minus scroll bar width.
cu un fallback de 0 pixeli. În cazul în care nu există acest scroll bar, vom avea practic 100 viewit. Margin left, margin right ar fi minus 50 viewport width plus scroll bar width sau fallback de 0 pixeli împărțit la 2, pentru că vorbim de jumătate. La fel, dacă nu există acest scroll bar, am avea practic minus 50 viewport width și aici la fel minus 50 viewport width. A doua metodă ar fi să calculăm în felul următor. Am avea această variabilă viewport width, un fallback de 1 viewport width. În cazul în care aceasta nu există, am avea 100 viewport width. Similar, margin left, margin right, la fel, numai că înmulțim cu minus 50. Și în caz că nu există această variabilă, am avea minus 50 viewport width, minus 50 viewport width. Ca să vedem că funcționează totul ok, ne folosim de acest mix scene, de acesta ultimul creat. Salvăm și vedem în browser dacă totul este în regulă. Ok, ne uităm la acest before și acum este încadrat perfect între toolbar și scrollbar. Practic nu mai intersectează spațiul de toolbar sau de scrollbar. Ca să testăm și în browser această metodă, o folosesc în această clasă. Ok. Și dacă facem un inspect pe acest before, o să observăm că background-ul nostru ocupă o parte din toolbar și scrollbar-ul. Asta pentru că până acum, în cele două metode, nu am luat în calcul și toolbar-ul. Practic nu am luat în calcul acest offset width, care, cum spuneam și se vede, este width-ul toolbar-ului plus width-ul sidebar-ului. Sidebar, dacă acesta există. Ok, și atunci putem face acest mixing în felul următor, folosindu-ne și de aceste variabile. Practic, width-ul nostru ar fi page full width, care vedem că este viewport width ori 100, adică 100% viewport. Asta dacă nu există această variabilă, am avea 100% viewport minus acel offset width. Ok, în margin left, margin right ne folosim de page half width, care este viewport width ori 50, adică jumătate practic, și scădem jumătate din offset. Acum putem să ne întrebăm cum sunt calculate aceste variabile de scroll bar width și viewport width, pentru că observăm în browser că la resize acestea se recalculează. Pentru asta e nevoie să ne uităm în componenta Screen Size din Voltori Size Helper.
Unde ar trebui să avem? Avem un event listener de resize cu funcția on update screen. Și această funcție on update screen apelează funcția update CSS vars și face un debounce pentru update screen. Ok. Practic de fiecare dată când se face resize, se apelează acest on update screen. La fel și update CSS vars se apelează de fiecare dată la resize. Și spuneam de acest update screen, el trece printr-un debounce. Dacă ne uităm la acest debounce, o să vedem că există un set timeout. Și acum spuneam mai devreme, există un interval de timp prestabilit. Cred că putem afla și cât este acest interval de 350 milisecunde. Deci, practic, dacă facem resize și ne-am oprit timp de 350 milisecunde, atunci se apelează acea funcție de update. În această funcție update CSS vars, vedem practic această metodă request animation frame aplicată pe window, unde practic se setează scroll bar width, se setează de asemenea viewport width și viewport height, fiind înmulțite cu 0,01, pentru că așa cum am văzut, atunci când ne folosim de ele, înmulțim cu 100. Ok, deci practic aceste variabile se calculează în acest fel. Ok, asta a fost tot. Ar mai fi probabil multe de spus, însă prezentarea mea se încheie aici. Mulțumesc!